este timpul să le spunem bună seara și invitațiilor noștri distinși. Este vorba despre domnul dr. Ionuț Chira, medic primar urolog. Bună seara, bine ați venit! Și domnul dr. Ștefan Gutuie, medic rezident urolog. Bună seara, bine ați venit! Domnule Gutuie, noi am făcut anul săptămâna trecută un anunț extrem de important legat de solidaritate. Este vorba despre o colegă de-a dumneavoastră până la urmă, Mihaela Plotogea, medic rezident în vârstă de 29 de ani. A fost diagnosticată recent cu leucemie acută limfoblastică, mai are nevoie de bani pentru transport, cazare, pentru a face acea intervenție chirurgicală care îi poate salva viața. Dr. Băunu, pe această cale vreau să mulțumesc telespectatorilor pentru solidaritatea de care au dat dovadă. Colegii mei din regie vor afișa în continuare conturile în care pot face de asemenea un mic gest pentru Mihaela Plotogea și poate, cine știe, la anul ne vom întâlni chiar în acest platou, fiind recent aniversată, și ne va povesti cum s-a salvat și care a fost experiența de până acum. Pe dumneavoastră aș vrea să vă întreb în acest context, ce vă motivează să faceți medicină? Mihaela Plotogea are, probabil ca și dumneavoastră, un salariu absolut jenant, nici nu cred că se poate menționa. Este și motivul pentru care colegii au făcut nenumărate eforturi pentru a o ajuta. Mi-a spus o întrebare foarte grea. Nu știu cum am să vă răspund. Probabil că... nu știu, chiar nu știu. Dacă asta ține de fiecare. Mulți oameni își aleg meseria, pe alții pur și simplu meseria îi alege. Lucrurile nu pot să vă spun când au debutat. Nu aș putea să zic că la un anumit moment al vieții mi-am propus gata, de mâine am să studiez chimie, biologie și am să devin medic. Pur și simplu, în fiecare zi, nevoia de a ajuta pe ceilalți, tradusă fie printr-un gest de amabilitate, fie printr-o vorbă bună sau chiar și mai mult, m-au împins încet, încet către acest domeniu. Dar v-au descurajat până acum toate aceste, să spunem, atitudini venite din partea autorităților destul de neprietenoase în privința acestei meserii extrem de serioase și de vitale pentru sănătatea noastră a tuturor? În mod evident, da. Tot ce pot să spun este că în seria mea din facultate am fost, în grupa mea, în facultate am fost 7 colegi în total. În momentul de față doar 3 dintre noi mai sunt în țară și profesează. Restul sunt plecați. De aceea am și vrut... Nu a fost doar situația grupei mele. A fost, ca să zic așa, este doar o singură grupă din multe serii la care situația, după câțiva ani de zile de la terminarea facultății, arată în acest fel. Probabil că sunt grupe care sunt plecate cu totul. Iată, fără să vreți, sunteți practic un exemplu și un ajutor pentru oamenii care o vor ajuta în continuare pe Mihaela Plotogea, pentru că este vorba despre o vocație și despre un om care își pune în slujba sa viața altor oameni. Sigur, despre Mihaela pot să spun că am fost colegi de serie, nu o cunosc în mod personal, dar o cunosc din vedere și... Într-adevăr, orice gest de ajutor este binevenit. Din păcate, există o vorbă care spune că numai medicii fac tot felul de boli din acestea greu de tratat. Se pare că nici ea nu a făcut excepție, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne pierdem speranța. Sigur. Absolut, și suntem convinși că este doar o încercare peste care va trece cu bine și cu ajutorul nostru, sigur. Și cu ajutorul nostru al tuturor, și vă mulțumim încă o dată. Pe parcursul acestei emisiuni, colegii mei vor afișa din când în când conturile prin care o putem ajuta pe Mihaela Plotogea. Am încheiat această paranteză extremă, însă de importantă, care se cuvenea a fi făcută, și vorbim despre un domeniu foarte frumos, așa cum spuneam încă de la început. Ne-a fascinat, o să ne fascineze probabil, domnule doctor, și în momentul în care vom urmări demonstrativ cât se poate acele imagini, dar pentru cine nu știe, ce este
această chirurgie laparoscopică. Se vorbește despre chirurgia prin laser, i se mai spune popular. Dacă este sau nu este corect? Nu, nu este corect. Chirurgia laparoscopică, așa cum a spus dumneavoastră inițial, este o chirurgie prin gaura key, keyhole surgery. Este o chirurgie în care plaga operatorii, incizia este desfințată sau redusă la dimensiuni extrem de mici. Aceasta, în primul rând, în beneficiul pacientului, care scapă de coșmarul unei plăgi operatorii. Cum se procedează? În loc de incizie de 10-15 cm, se efectuează 3, 4 sau 5 incizii foarte mici, de 1 cm sau 5 mm. Prin aceste incizii se introduc elemente obligatorii de lucru. Printre aceste elemente este un sistem optic care preia imaginea din cavitatea peritoneală sau din spațiul retroperitoneal, depinde unde vrem să lucrăm, și o transmite pe un ecran. Celelalte mici orificii sunt utilizate pentru a introduce în cavitatea peritoneală instrumente de lucru. Aceste instrumente de lucru sunt similare instrumentelor din chirurgia generală, chirurgia operatorie, chirurgia care se face cu bisturiu. Deci tehnica rămâne cam aceeași? Tehnica este identică. Absolut nu identic. Este cam aceeași, este identică. Uh-huh. Se face însă, se face tot cu pense, se face tot cu instrumente cu ajutorul căruia se face disecția, se face tot cu o foarfecă, cu ajutorul căruia secționez, se face cu instrumente, clipuri metalice sau de alte materiale cu ajutorul căruia se efectuează hemostaza. Deci, din punct de vedere anatomic, din punct de vedere al lucrurile sunt identice. Marele avantaj este că nu mai există plaga operatorie. Acesta este marele avantaj pentru pacient. Dacă îmi permiteți o mică întoarcere în timp, da, unul dintre cei care a format școala de medicină americană, profesor Oster, spunea că suferința pe care o produce o boală nu trebuie să fie egalată și nici de cum depășită de suferința pe care o produce un tratament pe care îl adresăm acelei boli. În situația intervențiilor urologice, de foarte multe ori, boala pentru care operăm pacientul se vindecă, dar pe primul plan trece plaga operatorie. Plaga operatorie care, având 10, 15, 20 de centimetri lungime, este o mare problemă atât în perioada imediat postoperatorie, cât și postoperatorie, cât în perioada tardivă, atunci când pot apare desfaceri, dehiscențe, eventrații ale acestor plăgi. Mm-hmm. Ca istoric, laparoscop, ca să începem cu începutul, cum se spune, de când a apărut tehnica aceasta? În primul rând, să o traducem, laparoscopia înseamnă să te uiți în cavitatea abdominală. Asta înseamnă, în traducere, motamo. Prima explorare a cavității peritoneale cu ajutorul unui instrument optic s-a făcut la începutul secolului trecut, în 1910 sau 12, în Suedia, când un internist a explorat pentru prima dată cavitatea peritoneală. Sigur că lucrurile s-au menținut cam la același nivel până în a doua jumătate a secolului trecut, când în prim plan erau medicii ginecologi, au fost primii care au explorat și care au folosit instrumente de explorare și chiar de tratament ale afecțiunilor ginecologice utilizând laparoscopia. Atunci când eram în facultate, era de mare prețuire un tratat de ginecologie scris de profesorii Chiricuțe, Sedlacek, profesorul Sârbu și doctorul Pandele, care erau și rămân niște personalități ale medicinii românești. Așa este. Cei care răsfăiesc acel tratat, pe care noi, mulți dintre noi, știm pe din afară, o să vadă că există o parte a acelui tratat descrie tehnicile de laparoscopie. La acea vreme se numea celioscopie. Deci există o anecare continuitate în medicina românească. Ei au fost deschizătorii de drum. Revenind la istoric, în anii 80 s-a dezvoltat chirurgia, primii care au dezvoltat chirurgia laparoscopică au fost chirurgii generaliști și pentru ei dezvoltarea a fost în principal pentru efectuarea colecistectomiei, urmând ca după aia în cascadă ei au dezvoltat practic în momentul de față în chirurgia generală cam toate tehnicile de chirurgie generală se pot efectua la laparoscopic. În 87, dacă nu mă înșel, a fost prima colecistectomie, da, și chiar unul dintre pionierii francezi spunea că există două revoluții pe care le recunoaște: Revoluția franceză de la 1789 și această intervenție.
Legat de urologie, lucrurile n-au evoluat așa, înainte de anii 90 nu s-au efectuat intervenții laparoscopice, însă în 91 și apoi în 92 s-a efectuat prima nefrectomie, urmată de prima prostatectomie, tot în 92 prima pieloplastie și de atunci lucrurile au evoluat exploziv, mai ales în ultimii 5-6 ani de zile, ajungându-se ca în țări cu mai avansate, cu care au o tradiție și sunt mai avansate din punctul ăsta de vedere, ajungându-se ca intervențiile laparoscopice să se efectueze cam, să ocupe cam 60-70% din totalul intervențiilor care se fac în urologie. Deja vedem parcă viitorul medicinei. Nu este viitorul, este prezentul. E posibil este să se... Este prezentul medicinei, asta trebuie să... Înțelegem că ăsta este prezentul medicinii. Viitorul cred că e altul, nu știu care va fi, dar ăsta este prezentul medicinii. Da. Lucrurile așa sunt în momentul de față. Deja, credeți, intervenția aceasta chirurgicală clasică este posibil ca, nu știu, în următorii 20-30 de ani, știu eu, să fie deja o istorie? Să știți, eu am început urologia acum 20 de ani și deja sunt intervenții pe care nu le-am mai văzut, le-am văzut acum 20 de ani, când chirurgia urologică se însemna numai chirurgie deschisă, deja am văzut acum 20 de ani, dar pe care în ultimii 10 ani nu le-am mai văzut. Este chiar o problemă pentru noi, pentru școala de urologie, pentru cei care predau, pentru rezidenți, pentru că astfel de intervenții nu mai pot fi demonstrate. Ne povestim despre ele, dar nu mai avem un caz pe care să-l arătăm, să spunem, uite așa, să faci această operație. Ele au dispărut, sunt de interes istoric. Sigur că se mai fac, eu știu, odată la 3-4 ani e nevoie să, trebuie să știm să le facem, dar incidența e foarte redusă, extrem de redusă. Iar în România, din câte înțeleg, laparoscopic și termen și noțiune și intervenție a fost la începutul anilor 90. Da, după, da, în anii 90 au chirurgi generaliști și ginecologii au dezvoltat aceste tehnici. Practic ei în momentul de față, nu știu exact, dacă majoritatea intervențiilor pot să le facă la laparoscopic. Cum de altfel să fac și în urologie? Din păcate, nu la noi. Către asta tindem și noi să ne extindem numărul de intervenții la laparoscopic, să extindem indicațiile. Sunt sigur că vom reuși. Haideți să discutăm în continuare despre avantajele și dezavantajele, domnule doctor. Facem așa o comparație liniuță, intervenția clasică, intervenția laparoscopică. Deci, după cum spunea și domnul doctor Chira, sunt acelea, tehnica operatorii este aceeași, timpii operatori sunt aceeași. Ceea ce diferă este că în intervențiile urologice pe care deschise, de obicei se realizează un abord toracolombar. Asta înseamnă o incizie destul de mare, aproximativ de 20 de centimetri, spun în medie, urmată de rezecția unei coaste, desecționarea mușchilor intercostali și ulterior de efectuarea operației de trauma locală, pe care de altfel o întâlnim și în laparoscopie. Ceea ce avantajul pe care îl aduce laparoscopia constă în faptul că inciziile, primul rând, prin care pătrund instrumentele de lucru, sunt foarte mici, de ordinul a, să zicem, între 5 mm până la 10 mm. Bun. Toate aceste incizii se fac la nivelul peretelui abdominal. Asta înseamnă că plăgile care sunt realizate se vindecă mult mai ușor și suferința este mult mai mică. Pacientul se recuperează foarte repede și, practic, ăsta ar fi marele avantaj. Desigur, mai sunt și avantaje care țin de scopul didactic, după cum a spus și domnul doctor, pentru rezidenți și pentru toți cei care vor să învețe acest tip de chirurgie, intervențiile sunt filmate și înregistrate. Asta este chiar extraordinar. Le permite, exact, să vadă structurile, timpii operatori, lucru care în chirurgia clasică este mai greu de realizat. Într-adevăr. Să mai adaug un lucru, că ăsta este lucru spectaculos în laparoscopie, faptul că există o incizie foarte redusă ca dimensiune. Asta și un mare avantaj.
Dar avantajul ăsta ne atrage și pacienții și pe noi ca și chirurgi inițial. Dar un alt lucru foarte important este că vizibilitatea și evidențierea structurilor anatomice este perfectă. Având în vedere că imaginea lucrezi pe un ecran și că poate fi imaginea mărită, este mărită imaginea? Și structurile și reperele anatomice sunt perfect puse în evidență, ceea ce îți permite să faci o operație perfectă. Deci vizualizarea, bineînțeles, vizualizarea este perfectă. Este necesară și o dexteritate excepțională. Sigur că da. Aici intervine maestria dumneavoastră. Noi vom urmări imagini și vom vedea că chiar nu este la îndemâna oricui să facă așa ceva. Cred că e maestrie, cât posibilitatea, oricine are posibilitatea să învețe. Este o dificultate, pentru că de obicei noi suntem obișnuiți să ne uităm acolo unde lucrăm, adică să ne vedem mâinile cu care lucrăm. În laparoscopie lucrurile nu stau așa, tu lucrezi într-un loc și te uiți pe un ecran care este în cu totul alt loc. Deci există o coordonare pe care trebuie să o faci pe ecran. Absolut. Însă pentru, mai ales pentru cei tineri, pentru generația care vine după noi, e foarte ușor, pentru că ei sunt obișnuiți să lucreze pe ecran, să scrie la computer fără să se uite la taste și așa mai departe. Sigur că mai există niște probleme pe care laparoscopia le ridică chirurgului, și anume faptul că câmpul operatorii este mai redus față de chirurgia generală, unde tot câmpul operator îți este sub sub ochi, și instrumentele nu sunt tot timpul în câmpul operator, trebuie să fii foarte atent. Există o amplificare a mișcărilor, adică dacă miști capătul unei pense cu un centimetru, ea se mișcă în pacient cam cu 4-5 centimetri, iar mișcările se fac cumva pe dos, în sensul că luând un punct fix pe peretele abdominal, dacă miști un instrument către stânga, el în cavitatea peritoneală se va mișca către dreapta. Deci, interesant. Sunt deci niște probleme care le ridică la laparoscopia, dar care încă o dată pentru cei obișnuiți să lucreze pe un display, pe un ecran, nu sunt mari probleme. Pentru dumneavoastră, da, sunt niște conexiuni acolo neuronale. Dezavantaj mic, și anume echipa este formată din doi oameni, chirurgul, operator principal și cameramanul, ca și în televiziune. Înțeles. Deci, asta înseamnă că dacă în chirurgia clasică fiecare din cei doi operatori are câmpul său vizual, aici câmpul este doar unul singur. Practic există un singur ochi care vede câmpul operator. Am înțeles. Este cel al camerei pe care o ține. Deci, iată, deja colegii noștri au un rol de asemenea vital într-o astfel de operațiune. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate. Am văzut că deja ne adresați întrebări. Vom reveni la ele. Vom avea grijă să răspundem ca de obicei. Imediat ne întoarcem. Da, ne-am întors la Dr. B1, vorbim în continuare cu invitații noștri despre laparoscopia urologică și despre aplicațiile sale. Însă pentru a înțelege foarte exact despre ce este vorba, eram la momentul în care făceam așa o diferență între intervenția clasică și intervenția laparoscopică. Am stabilit faptul că unul din avantajele foarte precise sunt date de inciziile foarte mici, asta odată. Integrarea pacientului socioprofesională este foarte rapidă, având în vedere că de la momentul intervenției până la externare, câte zile durează, domnule doctor? Sunt două aspecte aici. În primul rând, pentru o operație deschisă, clasică, vindecarea plăgii ar trebui să facă în spital, să scofire, plaga trebuie supravegheată și durează cam între 7 și 10 zile. Pentru o intervenție laparoscopică, imediat după ce pacientul își reia tranzitul, poate merge acasă, de obicei asta se întâmplă a treia sau a patra zi postoperatoriu. Mai e un amănunt pe care vreau să-l subliniez, faptul că pacientul nu întotdeauna trece după o intervenție laparoscopică prin serviciul de terapie intensivă. De ce e important asta? Pentru că costurile într-un serviciu de terapie intensivă sunt foarte mari. După o intervenție laparoscopică, pacientul nu are nevoie de foarte multe calmante, nu întotdeauna are nevoie de supraveghere în terapie intensivă și asta reduce puțin costurile de spitalizare. Reluarea activității se poate face în prima săptămână după intervenție, primele 7-10 zile după intervenție, de obicei pacienții își reiau activitatea în mod normal.
Există mai multe complicații sau mai puține complicații în cazul laparoscopie decât în cazul celei clasice? Întotdeauna există în cadrul unei intervenții de acest tip, există și riscul de a se face conversia către chirurgia clasică deschisă. Acest risc este destul de mic. El ține de mai mulți factori, între care și curba de învățare a chirurgului în acest tip de operații, dar în general el se produce foarte rar. Odată ce stăpânești operația, în niciun caz nu trebuie gândit că o conversie către chirurgia clasică este un eșec al intervenției. Din experiența dumneavoastră personală, a pacienților de care v-ați tot ocupat și vă ocupați și de mâine încolo, cu siguranță, cum vi se pare recuperarea și care sunt observațiile dumneavoastră personale până în momentul acesta în privința acestei experiențe? Recuperarea este foarte rapidă. Sunt pacienți care au mai suferit intervenții chirurgicale clasice în antecedente și care sunt uimiți de cât de repede se pot da jos din pat și pot relua activitatea. În general, a doua zi de la intervenție, ei se pot mobiliza singuri, se pot ridica din pat. Unii, în funcție de vârstă, chiar pot să meargă și pot să-și reactivitatea minimă, desigur. Este practic incomparabil. Da. Iar, și desigur sunt pacienți care nu au mai suferit niciodată un anumit tip de intervenție și după operație, desigur că se plâng de dureri și unii dintre ei ar fi impropriu spus că exagerează, dar tind să considere că este o durere mai mare. Durerea oricum este durerea subiectivă. Este mai mare? Nu, ei o consideră. Uh-huh. Desigur, până la ce am observat în absolut toate cazurile este că, indiferent dacă ei se plâng sau nu de durere, își reau activitatea cu mult înaintea colegilor de salon care au fost operați în chirurgie clasică. Uh-huh. Deci că e durerea mai mare, că e durerea mai mică... Este subiectiv pentru fiecare clar, dintre noi. Durerea e un subiect cu toții le evităm, în mod evident, dar unii o tolerează mai bine, alții, din păcate, mai puțin prost, bine. Mai rău. Dar asta nu pot să înțeleg, domnule doctor. Dacă laparoscopia are atât de multe avantaje, de ce, de exemplu, în cazul unei pacient care este pretabil și la clasic, dar și la laparoscopic, îi se recomandă mai degrabă varianta clasică și, mă rog, se recuperează? Da, vreți să spuneți de ce nu e mai extinsă această metodă? Da, parcă nu se știe mare lucru. Da, este adevărat. Nu știu să vă spun cu exactitate. Fiecare chirurg are un bagaj de cunoștințe și pe care le oferă pacienților săi și fiecare chirurg oferă pacienților săi ceea ce îi se pare lui că este mai bine, că este mai sigur. Acest lucru ăsta nu poate fi condamnat. E un lucru absolut normal. Fiecare face pentru pacientul ce știe mai bine să facă. O fi vorba și despre prezența tehnologiei sau nu a acestei aparaturi? Asta nu cred că este o problemă foarte mare, pentru că, în aparență, intervențiile laparoscopice sunt scumpe, dar părerea mea este că nu este așa. Pentru că o trusă completă de laparoscopie, înțelegând prin asta un sistem video, sistem optic, sursa de lumină, sursa de energie, insuflatorul, instrumentele de bază, nu depășește o sumă de 50.000 de euro, ceea ce pentru un sistem, un spital, nu este... E o sumă destul de mică. Nu e o sumă foarte mare. Și legat de asta, vreau să mai spun un lucru, că în aparență spuneam că laparoscopia este mai scumpă, însă există dovezi și lucrări care contrazic acest lucru. De exemplu, un fapt concret, la ultimul Congres Central European de urologie, colegii noștri de la Cluj, de la Institutul Oncologic, doctorul Petruț, a prezentat o lucrare foarte interesantă. Era atât medicală cât și economică. Ei au comparat costurile de spitalizare ale diferitor pacienți, comparând intervențiile deschise cu cele laparoscopice. Au luat în considerație nefrectomiile, pieroplastiile, prostatectomiile și au dat concluzia, în mod surprinzător, că intervențiile laparoscopice au costat mai puțin. De ce? Pentru că pacientul a stat mai puțin în spital. De ce? Pentru că pacientul a stat mai puțin în secția de terapie intensivă, unde costurile sunt foarte mari. Și al treilea lucru, pentru că pacientul operat laparoscopic a necesitat mai puține medicamente.
iată. Atunci, da, se percepe într-un mod cât se poate deronat când spui laparoscopie, oare cine știe cât costă? Da, cam așa se pune problema. Pentru, o să vorbim aplicat, dar în general, da, costurile, de la cât la cât sau sunt ele asigurate, suportate de către casa de asigurări sau absolut, nu? Absolut, absolut. Sunt suportate? Toate sunt suportate de casa de asigurări. Sigur, acum există și intervenții în care casa de asigurări nu suportă costurile, dar astea sunt în intervenții totalitate, probabil. În totalitate, da. Există diferite dispozitive care costă foarte mult, nu în urologie, în chirurgia generală, de exemplu. Și atunci e normal că acele să fie suportate de cineva, casa nu poate să le suporte. Dar aproape 100% de intervenție este suportată. În spitalul nostru sau intervenția de laparoscopie pe care noi le facem, la laparoscopie clasică, nu se percep alte taxe pentru asta. Iar pentru informarea cât mai precisă a telespectatorilor, trebuie să precizăm că există și un site dedicat subiectului nostru, www.laparoscopie.wordpress.com. Domnul dr. Ștefan Gutuie m-a făcut atentă și mi-a dat în pauză site-ul și vă invităm cu drag să intrați și să vă informați. Sunt toate informațiile necesare. Da, sigur că da, sunt pe înțelesul tuturor. Nu am îndrăznit să pun chiar toate filmele pe care o să le vedem acum, tocmai din cauza că mulți pacienți mi-au spus totuși că ar putea să, că unii sunt mai sensibili, alții mai puțin, dar sunt imagini din intervenții, tocmai ca să îi pregătească totuși, să-și facă o părere despre ceea ce urmează să... Da. Să mai adaug un lucru, ați spus mai devreme problema rezultatelor intervențiilor laparoscopice. Și ce vreau să subliniez este faptul că în ultimii 10 ani, așa cum spuneam, intervențiile laparoscopice au crescut ca număr, mai ales în străinătate, și că există loturi foarte mari de bolnavi care au fost supuși acestor intervenții. Bolnavi care au fost supravegheați post-operatoriu ani și ani de zile. Și există analize și meta-analize, deci analize foarte amănunțite ale rezultatelor intervențiilor laparoscopice, care au arătat că nu există nicio diferență în ceea ce privește rezultatele la distanță ale chirurgiei laparoscopice atunci când comparăm aceste rezultate cu chirurgia deschisă. Cu alte cuvinte, un pacient care este operat de cancer renal, să spunem, sau de cancer de prostată, sau de cancer de căi urinare, cu bisturiu, s-a operat laparoscopic, are aceleași șanse de supraviețuire. Deci rezultatele sunt identice. Laparoscopia nu e inferioară. Are aceleași rezultate. Asta e foarte important. Foarte bine că ați punctat și dacă e bun să mai repetăm. Nu există un risc pentru pacient. Adică, punând problema așa, îi facem o operație care e mai puțin traumatizantă, dar nu are aceleași rezultate din punct de vedere oncologic. Nu, rezultatele oncologice sunt la fel. Și întotdeauna când aceste studii au fost făcute, au fost făcute comparând intervenția laparoscopică cu standardul, cu chirurgia deschisă. Din câte înțelegem, domnule doctor, există și în acest domeniu revoluționar, spunem noi, și o altă tehnologie a intervenției cu un roboțel, Da Vinci, am înțeles că se numește. Da. Îl avem și noi în țară, cumva? O, sigur că da. Există chiar mai multe astfel de aparate. Există și unul la noi în clinică. Există mai multe în București, nu știu exact, există la Fundeni, la chirurgie generală, la spitalul Serii, cred că există la urgență, există la Cluj, deci există mai multe astfel de aparate. Ce pot să vă spun despre robot? E un pas înainte, e un mare ajutor pentru chirurg care lucrează de la o consolă, ca un joc pe computer. Poziția este foarte comodă pentru chirurg, lucrurile se desfășoară. Marele avantaj este că imaginea este mărită nu de 4 ori, ci de 10 ori, iar gradul de mișcare al instrumentelor este identic cu gradul de mișcare a unei mâini, deci brațele acestea al robotului au un grad de mișcare, gradele de mișcare în timp real, iar imaginea este tridimensională. Nu ca la laparoscopie, unde este numai bidimensional. Astea sunt numai avantaje. Principalul mare dezavantaj este că este un instrument scump și că
utilizarea lui nu este, nu este în totalitate suportată de Casa de Asigurări de Sănătate. Da, și mi se pare absolut extraordinar și tehnologia asta e absolut revoluționară. Da, tehnologia există, se utilizează cam de 10 ani pe scară largă. Există intervenții practic care se fac aproape numai cu robotul, cum este, de exemplu, prostatectomia radicală. Prostatectomia radicală este o intervenție care, prin care se îndepărtează prostata atunci când aceasta suferă de un cancer de prostată într-o fază incipientă. Prostatectomia radicală este o intervenție în urma căruia pacientul poate fi vindecat de cancerul de prostată. Deci această intervenție se face în momentul de față, cel puțin în Statele Unite, peste 90% dintre pacienții care suferă de o astfel de boală sunt operați cu ajutorul unui robot. Însă sistemul medical din Statele Unite e cu totul altfel. Dacă vă interesați de costuri, o să vedeți că ele sunt foarte mari. Foarte mari și nu știu dacă cât și ar putea permite în România. Important e că ele există, important e că și noi facem intervenții cu, eu personal nu, dar colegii mei fac intervenții cu robotul și tot e o chestie de finanțare ca să mergem mai departe și pe asta. E bine, dar că e un pas mare înainte și, și e foarte bine că există. Pasul, totuși, da, sigur că da, absolut. În timpul aproape în care a pătruns această tehnologie în Europa, cât de cât am încercat să ne raliem și noi, începând cu anii 90 până da, în zilele noastre, să ne ținem, să ținem pași. În orice caz, oamenii de știință, medicii din România, din câte știm noi până acum, întotdeauna s-au adaptat prin conferințe, prin tot felul de pregătiri în țară, în străinătate, niciodată nu au considerat că este suficient atât cât au învățat sau cât au știut. De spus un lucru aici, general există o concepție în opinia publică pe care eu o consider greșită și aceea este că concepția asta și părerea asta este că medicina în România merge prost. După părerea mea, medicina în România merge excepțional, având în vedere condițiile în care se dezvoltă și fondurile pe care le are. Merge excepțional prin devotamentul unor oameni, prin implicarea și lor. Prin, și prin curajul și vocația da, unor tineri ca exact, domnul doctor Gutuie, asta, care nu se descurajează. Tot nu? Legat de asta, vreau să vă spun că atunci când cineva spune că medicina merge prost în România, îi putem da exemplu spitalul nostru, spitalul în care eu lucrez, spitalul Tudor Bârghiere, clinica de urologie, un spital de 140 de paturi. Noi facem în fiecare zi între 25 și 30 de intervenții chirurgicale. Marea majoritate merg bine. Asta înseamnă că avem un management bun. Absolut. Legat de dificultatea intervențiilor, pot să vă spun că am avut posibilitatea să lucrez, am avut niște cursuri de pregătire în Austria, în Viena, în cel mai mare spital din Viena, celebrul AKH, recunoscut de toată lumea aici pentru că multă lume importantă din România s-a tratat acolo. Revenind, în acea clinică în care de urologie în care am lucrat și care e o clinică de top pe plan mondial, comparând intervențiile pe care ei le fac și pe care noi le facem în momentul de față, putem spune că noi și ei facem același tip de intervenții. Iată, doar două intervenții nu facem dintre cele pe care ei le fac și acestea sunt intervenții care au o importanță mai mică. Este terapia cu ultrasunete pentru cancerul de prostată și montarea de sfintere artificiale în incontinența de urină la bărbat. Deci, încă o dată, dar asta e din lipsa tehnologiei, înțeleg. Da și nu, indicațiile sunt puțin la limită, numărul de cazuri pe care noi le avem este mai redus, deci nu neapărat. Am înțeles. Vreau să spun că, uite, și nu suntem singura clinică care merge așa. Sunt multe clinici în țară care merg așa, care au un management bun, care, la care pacienții se adresează, la care pacienții sunt, despre care pacienții sunt mulțumiți. Și mai vreau să mai spun un lucru legat de problema asta care s-a ridicat de calitatea actului medical.